aflăm la finalul celor 21 de zile de yoga împreună. Te felicit din tot sufletul pentru că ai ajuns până aici și pentru că ai ales să parcurgi acest program. Sper din tot sufletul meu că această provocare, acest program, toate clasele pe care tu le-ai realizat să fi contribuit la starea ta de bine, ca tu să te simți mult mai bine și în propriul corp, dar și în propria viață. Dacă ți-ar plăcea să participi la clase mai lungi de yoga, și mă refer aici la clase de 60 de minute, atunci te aștept cu mare drag la clasele online pe care le desfășor pe aplicația Zoom de luni până joi, de la ora 19 și sâmbătă de la ora 8 dimineața. Îți voi lăsa undeva aici pagina de Instagram, îmi poți scrie acolo și mai departe îți trimit detalii despre abonamente, despre clase, temele claselor. În continuare, astăzi, în ultima noastră zi din program, îți propun o meditație ghidată pentru a accesa spațiul inimii. Încheiem această provocare, acest program minunat, care mi-a adus plăcere, bucurie să-l realizez, printr-o meditație ghidată. Așadar, te invit să alegi o poziție de meditație. Poate fi undeva pe un scaun, pe un fotoliu sau într-o poziție de meditație cu picioare intercalate sau chiar întins la sol, dacă consideri că nu ai adormi, dacă te simți prea obosit, atunci te invit să stai undeva cu spatele drept. Îți mulțumesc mult încă o dată pentru că ești aici, pentru că faci parte din această comunitate. Înseamnă foarte mult pentru mine și relaxare plăcută în continuare. Asigură-te că ți-ai găsit o postură în care să te simți în siguranță, comod și în care să te poți relaxa. Corpul tău trebuie să fie într-o stare relaxată. Ăsta e singurul lucru care contează acum. Permite ochilor să fie închiși și simteți tot corpul. Începe de la picioare, simțind dacă există tensiune. Dacă simți că acolo există vreo tensiune, sporește-o. Dacă simți că în picior, în piciorul drept, există o tensiune, mărește cât mai mult acea tensiune. Adu-o la apogeu și apoi relaxează brusc piciorul, astfel încât să simți cum se instalează relaxarea acolo. Continuă astfel cu tot corpul, simțind dacă există undeva tensiune și acolo unde găsești tensiune, încordare, sporește. Pentru că este ușor să o relaxezi atunci când este intensă. Dacă, de exemplu, simți tensiune în mușchii feței, încordează-ți cât mai mult. Toți mușchii faciali creează tensiune și adu-o la maximum, într-un punct în care simți că mai mult nu se poate și apoi destinde brusc mușchii. Și procedează la fel cu toate părțile corpului. Asigură-te că toate părțile corpului vor fi relaxate. Ele sunt acum relaxate, din ce în ce mai relaxate. Tu simți corpul relaxat. Lasă acum atenția să meargă către spațiul inimii. Acordă-ți toată atenția acestui loc, acestui spațiu. Conștientizează zona inimii, zona pieptului și simte-o plină de o mare pace. În momentul în care corpul s-a relaxat complet, în inimă apare automat pacea. Inima începe să se liniștească, se relaxează, devine mai armonioasă. Iar când tu îți simți corpul relaxat și îți concentrezi atenția asupra pieptului și îl simți în mod conștient, plin cu pace, imediat va apărea multă pace. Există în corpul nostru zone, anumite centri energetici,
în care se pot crea în mod conștient anumite sentimente. Între axile se află centrul inimii, iar centrul inimii este sursa păcii din tine, ori de câte ori apare. Și atunci când ești liniștit, pacea vine din inimă, inima radiază pace. De aceea oamenii din toată lumea, de toate rasele, fără deosebire de religie, țară, educație, au simțit că iubirea apare de undeva de lângă inimă. Așa că atunci când te gândești la iubire, te gândești la inimă. De fapt, atunci când ești îndrăgostit, ești relaxat. Și pentru că ești relaxat, ești plin de o anumită pace. Acea pace apare din inimă. Așa că pacea și iubirea au ajuns să fie asociate una cu alta. Și atunci când ești îndrăgostit, ești liniștit. Când nu ești îndrăgostit, ești tulburat. Datorită acestei păci, inima devine asociată cu iubirea. Putem considera că poți să faci două lucruri. Poți să cauți iubirea și atunci vei simți uneori pace, dar calea asta este periculoasă, să zicem, pentru că persoana pe care o iubești a devenit mai importantă decât tine. Iar celălalt e celălalt și tu devii într-un fel dependent. Așa că iubirea îți va oferi pace uneori, dar nu mereu. Pacea veșnică nu este posibilă prin intermediul ei, ci doar crâmpeie de pace. Și între două crâmpeie vor fi văi adânci de conflict, violență, ură și mânie. Cealaltă cale este să găsești pacea direct, nu prin iubire. Dacă poți să găsești pacea direct, și asta este metoda de urmat, viața ta se va umple de iubire. Dar acum calitatea iubirii va fi diferită. Iubirea nu va fi posesivă, nu se va concentra asupra unei singure persoane, nu va fi dependentă și nu va face pe nimeni dependent de tine. Iubirea ta va deveni o stare afectoasă, va deveni compasiune, empatie profundă, iar acum nimeni, nici chiar persoana iubită, nu te poate tulbura pentru că pacea ta a prins deja rădăcini, iar iubirea ta vine ca o umbră a păcii lăuntrice. Parcă toată treaba s-a inversat. Rămâi în conștientizare cu aceste cuvinte și oricând simți că este suficient, revină în ritmul propriu. Aici, acum, mișcându-ți ușor degetele de la mâini, de la talpi, eu îți mulțumesc. Namaste!